Bună ziua! Astăzi voi face un unboxing la sursa OCZ Vitality de 750 de W. Așa se prezintă cutia ei. SLI 80 plus bronz și 5 ani garanție. Din păcate, pe garanție nu oferă la noi, în țară se oferă decât 3 ani garanție. Așa, aici este consumul care nu se poate, nu-l pot face telefonul să facă focus exact. Consumul ei care spune că este un watt atunci când este oprit și în standby. Tot un watt. Cel puțin așa scrie pe cutie. Trecem mai departe. Multi GPU ready. Garanția de care vă spuneam mai devreme. Suportul tehnic. Îmi cer scuze pentru calitatea imaginii, dar cablu management, superior cooling, ultra eficientă și sursă puternică. Este pentru prima oară când fac acest unboxing. Așa. Așa arată interiorul. În pachet se poate găsi manualul de utilizare. Care cuprinde mai multe limbi, inclusiv chineza. Stickerul OCZ. Nu poate face focus deloc, pare rău. Un cablu de alimentare care este mai mult pentru UK. Sunt acelea cu 3 pin, după cât este. Dar se poate folosi altul în locul acestuia. Și cablu de alimentare pentru cele pe care le folosim de zi cu zi. Așa, aici se află o borsetă cu cablurile ei, bănuiesc. Este o sursă modulară.
Acesta este cablu de două cablu de 8 pin, cel pentru procesor și sau placă video, în funcție de preferințe. Așa arată la ambele capete. Acesta este un cablu, sunt două cabluri, de fapt. 8 și respectiv 6, cele care intră în sursă și cele care ies pentru componente. Cablul SATA. Acestea sunt tot cu 6. Și acestea sunt conectorii pentru hard disk, DVD-ROM sau, mă rog, în funcție de preferință. Acestea sunt cablurile Molex. Un cablu pentru floppy. Două cabluri Molex din nou. Și acestea sunt șuruburile pentru montarea sursei în carcasă. Aceasta este boseta. Și acum sursa. Așa arată pe partea de interior. Îmi pare rău că nu pot face focus mai mult de atât. Camera telefonului este foarte slabă. Aici sunt conectorii de 20 plus 4. Un conector de 8 pin din nou. Și încă un conector de 8 pin. Un alt conector de 8 pin, da. Așa arată. Ventilatorul este de culoare roșie. Așa arată pe partea din spate. Buton de on-off. Și așa arată aici pe partea din unde este stickerul aici. Deci în cutie nu se mai află absolut nimic. Acestea sunt toate accesoriile pe care vi le-am prezentat. Acesta a fost unboxing-ul. Mulțumesc!